Frăsinei, luna ianuarie, ziua 12-a, Sfânta Muceniță Tatiana Fecioara și cei împreună cu dânsa. Sfânta Muceniță Tatiana s-a născut în Roma cea veche din părinți de neam mare, pentru că tatăl său a fost de trei ori antipat, însă bine credincios creștin și temător de Dumnezeu, păzind în taină sfânta credință în care și pe fiica sa, adică pe Sfânta Tatiana, a crescut-o cu bună cuvință și frică de Dumnezeu, învățându-o și dumnezeștile cărți. Venind aceasta în vârstă și nevrând să se însoțească cu bărbat, își petrecea în feciorie și curăție viața, pentru că s-a făcut mireasă lui Hristos, fiind rănită de dragostea lui și aceluia îi slujea ziua și noaptea, omorându-și trupul în post și rugăciuni și robindu-l Duhului. Și s-a învrednicit de slujba bisericească pentru viața sa îmbunătățită și slujea lui Dumnezeu îngerește, deși era în trup. Apoi, cu mucenicească cunună, a încununat Hristos Dumnezeu pe mireasa sa, a cărei pătimire a fost astfel. Fiind ucis de romani, prea nelegiuitul împărat al Romei, Antonin Eliogabal, 218-222, a cărui trup a fost târât spre bajocoră prin cetate și aruncat în râul Tibru, după dânsul a fost ridicat la împărăție tânărul copil Alexandru Sever, 222-235, care era numai de 16 ani. Acela avea mamă creștină pe nume Mamea, de la care învățase a cinsti pe Hristos, însă nu cu dreaptă credință că pe idoli nu-i lepăda, ci se închina lor ca unor vechi zei ai Romei, având în palatele sale și chipul lui Hristos și pe al necuratului Apolon, pe al lui Avram, cel din legea veche, și al lui Orfeu, cel elinesc, precum și alți idoli. Drept aceea, Alexandru nu prigonea pe creștini ca cel născut din maică creștină, însă antipații și eparhii lui făceau mare răutate credincioșilor, căci din pricina tinereții lui, cârmuirea împărăției era încredințată unora din boieri, între care mai întâi era Ulpian, eparhul cetății, aspru din fire și mare vrăjmaș al creștinilor. Aceia, o cârmuind toate în numele împărătesc, trimiteau porunci pretutindeni ca galileienii, așa numeau ei pe creștini, cu chinuri și cu moarte să fie siliți la închinarea zeilor romanilor și erau aleși spre pierderea creștinilor cei mai cumpliți slujitori idolești, Vitalie Comitul, Vas Cubiculariul și Caius Domesticul, și se vărsa ca apa sângele creștinilor fără cruțare atât în Roma cât și în toate părțile stăpânirii romane. Într-acea vreme, Sfânta Fecioară Tatiana, diaconița Bisericii Romei, a fost prinsă de cei necredincioși și a dus în capiștea lui Apolon să se închine acestuia. Ea însă s-a rugat lui Hristos, Dumnezeul său, și îndată s-a făcut cu tremur, încât a căzut idolul zdrobindu-se în bucăți, apoi a căzut și o parte din templu și a ucis pe mulți dintre necredincioșii care erau acolo, precum și pe slujitori, iar diavolul care locuia în idol, răgnind cu mare glas, a fugit cu tânguire din locul acela, auzind toți chiotul lui și văzându-l fugind în întuneric prin văzduh. Atunci păgânii au dus-o la judecată și la chinuire, și mai întâi slujitorii tiranilor au bătut-o fără milă peste obraz și i-au scos ochii cu undițele. Și multă vreme fiind chinuită, chinuitorii au slăbit, pentru că sfânta era înaintea celor ce o băteau ca o nicovală tare, încât cei ce o chinuiau aveau dureri mai mari decât mucenița, ba încă și de îngeri care stăteau nevăzuți lângă dânsa, erau loviți peste obraz. Destrigau către judecătorul cel fără de lege, rugându-l să le poruncească să înceteze a chinui pe nevinovata fecioară, fiindcă singuri spuneau că primesc mai multă muncă decât dânsa. Iar ea se ruga lui Dumnezeu pentru chinuitorii ei să le dea cunoștința adevărului și a fost auzită, pentru că li s-a arătat o lumină cerească și ochilor cei sufletești, deschizându-li se, au văzut patru îngeri înconjurând pe sfânta, apoi au auzit un glas din cer care venea spre sfânta și au căzut la pământ înaintea ei zicând: iartă-ne, slujitoare adevărului, adevăratului Dumnezeu, iartă-ne de cele ce ți-am făcut fără de voie. Deci au crezut în Hristos, fiind opt la număr, și s-au botezat în sângele lor, căci au fost chinuiți cumplit pentru mărturisirea lui Hristos și li s-au tăiat capetele cu sabia. Iar într-altă zi, judecătorul cel nedrept, șezând în divan, a pus iarăși de față
la întrebare pe Sfânta Fecioară Tatiana, care a stat înainte întreagă și sănătoasă cu trupul, având fața luminată și ochii veseli, dar neputând cu cuvinte să o înduplece la idoleasca jertfă, a poruncit să o dezbrace și să-i taie trupul cu brice. Iar feciorescul ei trup era alb ca zăpada și când o atingeau cu bricele, curgea din răni lapte în loc de sânge și ieșea o mireasmă plăcută ca dintr-un vas de aromate, iar Sfânta, ridicându-și ochii spre mirele său Hristos, se ruga în chinuri, apoi, întinzându-o la pământ în chipul crucii și mai mult au bătut-o cu toiagul, ostenind și schimbându-se mulți slujitori, pentru că îngerii lui Dumnezeu, ca și mai înainte, stând acolo nevăzuți, loveau pe cei ce băteau pe Sfânta, și slujitorii adevăreau că sunt bătuți de o mână nevăzută cu verci de fier, pentru care au murit 9 dintrânșii, fiind uciși de mâna îngerilor, iar ceilalți au căzut zdrobiți abia cu viață, iar Sfânta bajocorea pe judecătorul și pe chinuitorii ei, defăimând pe idolilor. După aceasta, trecând ziua, au aruncat-o în temniță, unde toată noaptea rugându-se și cântând, lumina cerească o acopera și îngerii lui Dumnezeu cântau împreună cu dânsa, iar a doua zi, scoțând-o iarăși la judecată, se arăta cu trupul mai sănătoasă și cu fața mai frumoasă ca mai înainte, încât s-au mirat toți, deși cu cuvinte amăgitoare o îndemnau să se plece la un gând cu ei și să aducă jertfă Artemisei, zeița lor cea mare. Iar Sfânta Fecioară se arăta ca și cum s-ar fi învoit cu sfatul lor și o duseră cu slavă în templu Artemisei, dar diavolul cel ce locuia în idolul acesta, înțelegând venirea Tatianei, cu glas mare a strigat, Vai mie, vai mie, unde voi fugi de la Duhul tău, Dumnezeule al cerului, pentru că foc din cele patru unghiuri ale templului mă izgonesc. Iar când s-a apropiat Sfânta de templu, a făcut semnul Sfintei Cruci și ridicându-și ochii în sus, s-a rugat lui Dumnezeu și îndată s-au făcut fulgere și un tunet înfricoșat, apoi căzând foc din cer, a ars templu și idolul împreună cu slujitorii, iar jertfele le-a prefăcut în cenușă și mulți din popor au căzut morți, fiind loviți de trăznet. Pentru aceasta au dus-o iarăși în divan și acolo au spânzurat-o și cu unghii de fier au însângerat-o, și sânii ei au fost rupți cu fiarele, apoi, aruncând-o din nou în temniță, îngerii lui Dumnezeu cu lumina cerească, au venit iarăși la dânsa și, tămăduind-o de răni, au făcut-o sănătoasă, fericindu-i pătimirea ei cea bărbătească. A doua zi a fost dată spre mâncare unui leu înfricoșat în priveliște, care văzându-o a început a se gudura și a-i mângâia picioarele, iar când l-au luat pe leu din priveliște și îl duceau la locul său, s-a repezit pe neașteptate la un boier slăvit anume Eumenie și l-a ucis pe loc. Apoi iarăși au spânzurat pe Sfânta Tatiana și mai cumplit au zgâriat-o, dar și chinuitorii ei erau loviți și omorâți de îngeri nevăzuți. După aceea, aruncând-o în foc, focul nu ardea, pentru că își potolea puterea sa arzătoare, cinstind pe roaba lui Hristos. Dar toate aceste preamărite minuni se socoteau de păgâni nu ca puterea ale lui Hristos, ci ca vrăjitorie. Deci au tuns părul capului ei, pentru că ziceau că împerii săi are farmece, care o apără de orice vătămare, iar după tăierea părului au închis-o în templul lui Die, pentru că li se părea că de acum nu mai poate să facă niciun rău idolului lor, de vreme ce, odată cu părul, s-au luat de la dânsa și vrăjile. Și a petrecut Sfânta în acea închisoare 2 zile, fiind strălucită cu lumina cea obișnuită, ce venea din cer și mângâiată de îngeri, iar a treia zi au venit slujitorii cu poporul, vrând să aducă jertfă zeului Die. Și când au deschis templu, au văzut pe idolul lor căzut la pământ și sfărâmat ca praful, iar Sfânta se veselea în Hristos Dumnezeul său. Atunci au dus-o iarăși la divan și neștiind judecătorul ce să-i mai facă, a pedepsit-o cu moartea și i-a tăiat sfântul cap împreună cu al tatălui său, pentru că l-au dovedit că este creștin după ce mai întâi l-au scos din dregătoria sa și au luat averile, apoi, osândindu-l la moarte prin tăiere, a murit pentru Hristos împreună cu sfânta sa fiică și amândoi au primit cununile mucenicești de la Hristos Dumnezeu, căruia se cuvine mărire în veci. Amin.